Rocar 122 UD a fost un troleibuz biarticulat produs de uzina românească Rocar în anii 1990. A circulat pentru scurt timp în București, dar a fost retras din circulație din cauza unor probleme tehnice. Principala problemă a fost puterea redusă a motorului, care nu era suficientă pentru a transporta un număr mare de pasageri pe pante. Iar natrolei buzele patinau pe zăpadă din cauza faptului că avea o singură osie, fără diferențial autoblocabil.